Bună ziua, domnul Dan Aldea. Bună ziua. Director executiv MRS Residence. Bună ziua și bine ați venit la noi. În sfârșit reușim da, să da, ne vedem, să ne cunoaștem. Mă bucur. În primul rând vreau să vă felicit pentru tot ce ați realizat în Ploiești. Mulțumim. Și am venit să ne povestiți și nouă câte ceva despre cum ați început. Păi aș vrea să încep să prezint puțin firma. Are două ramuri mari, partea de rezidențial sau civil și partea de infrastructură. În Ploiești am venit în anul 2017. Am început cu un proiect mai mic, cumva să testăm piața. Un proiect care a prins foarte bine la momentul ăla. Despre ce proiect e vorba? Este vorba de proiectul MRS Albert, care este situat chiar aici în cartierul Albert. Forma din 18 apartamente, l-am proiectat, l-am executat și l-am livrat în termenii pe care i-am stabilit cu clienții. Și asta a fost început. Asta a fost începutul. MRS Albert. Da, da, da. Și apoi ce a urmat? Păi, după acest proiect ne-am orientat și am cumpărat un teren pentru a executa MRS Smart. Este proiectul unde am birou în momentul de față. Este proiectul care a început în anul 2019 și s-a încheiat după 2 ani și jumătate, 3. Am livrat apartamentele, iar la momentul ăsta suntem într-o fază foarte avansată, adică de ordinul zilelor, să obținem și autorizația de stingere la incendiu pentru cartierul rezidențial. Foarte importantă, de altfel. Pentru noi este foarte important, pentru liniștea clienților noștri și pentru a respecta legea. Corect, așa da. E. Bun, câte apartamente am? În acest proiect sau în general în Ploiești? În acest proiect. În acest proiect, da, 480 de apartamente plus spații comerciale. Și mai departe? Ce urmează sau nu, ce am mai realizat? Ce ați mai realizat în Ploiești? Păi în Ploiești am mai realizat, suntem în curs de realizare cu proiectul MRS Village, situat tot în cartierul Albert, tot în zona de nord a Ploieștiului. Îl vom închide către sfârșitul anului, începutul anului viitor. În momentul de față mai avem în execuție un singur bloc. Toate apartamentele sunt vândute, în jur de 450 de apartamente și acolo, pe un teren foarte generos, zic eu, adică am realizat 450 de apartamente pe 40.000 de metri. Ne-am orientat și ne orientăm de fiecare dată către terenuri mai generoase pentru a oferi clienților noștri și aceste facilități. Aș începe cu facilități, m-aș referi în primul rând la zona de spații verzi, care pentru noi este foarte importantă. Cred că în general ar trebui cu toții să mergem și către zona verde. Lipsește Ploieștiul, chiar are nevoie de... Noi în proiectele noastre nu am realizat și nu vom realiza decât betoane și asfalt. Din contră, de fiecare dată, nu știu, am construit pe maxim 30-35% din suprafața totală a terenului, iar pe restul am venit cu zonă verde, cu spații comerciale, cu locuri de joacă pentru copii și așa mai departe. Adică și alte facilități. Zona rezidențială cu tot ce... În adevăratul sens exact, al cuvântului, cu da. Da, 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 da. Cu tot da, ce presupune. Deci aveți un total de aproximativ 1000 de apartamente? Mai avem proiecte în curs de desfășurare. Vreau să menționez și nu în ultimul rând, un proiect foarte frumos, situat pe raza Comunei Păulești, lângă complexul nostru de evenimente Ramatuel, MRS Residence Country, unde am finalizat 75 de case care au fost deja livrate clienților. Suntem în curs de finalizare cu primul bloc acolo,
la un bloc de 32 de apartamente, care va fi livrat în maxim 30 de zile către clienții noștri. La fel, un teren, acest proiect se desfășoară pe o suprafață de 130.000 de metri pe 13 hectare. Da. Spațiu generos. Odată cu livrarea căsuțelor către clienți, am livrat și două parcuri în suprafață de 1 hectar 200 de 12.000 de metri. Sunt finalizate cele două parcuri cu multă peisagistică, cu spații de joacă pentru copii, cu terenuri de sport. Adică să această comunitate să aibă în cadrul proiectului cam tot ce are nevoie. Da. Am înțeles. Contează foarte mult. Bun, și atunci ajungem la un total de? Păi, zic eu, în momentul de față peste 1000 și ceva de apartamente. Sau de unități, mai bine spuse, că avem și case. Iar condițiile sunt net superioare cu tot ce, față de tot ce există pe piață la momentul? Nu știu cam ce există pe piață la momentul ăsta. Mi-a zis că nu v-ați uitat în curtea vecinului. Și nu o să ne uităm. Adică aceste proiecte noi le gândim împreună cu echipele noastre de arhitecți, cu echipele noastre de la vânzări, cu familia noastră pe care o avem în momentul de față și pe care am format-o în decursul timpului. Câți angajați aveți? Undeva peste 300, să nu... Locuri de muncă, vorbim de locuri de muncă în Prahova. Și condiții, zic eu, bune de muncă pentru angajații noștri. Contează ca angajatul să fie motivat din toate punctele de vedere și ca și financiar și ca condiție de muncă. Contează pentru angajat să aibă un randament destul de bun. Povestiți-mi, vă rog frumos, și despre centrul de evenimente Ramatul. Da, centrul de evenimente Ramatuel. Știu că a avut succes vara asta. A avut succes. Păi, cam de acum încolo începe să-și intre și să ajungem la capacitatea pe care noi ne-am dorit-o. Capacitate de... La momentul ăsta avem undeva la 1300 de locuri în cele 5 saloane de evenimente. Avem și o piscină destul de, zic eu, generoasă. Destul de generoasă, da. Acest complex de evenimente a fost realizat în timpul pandemiei și în paralel cu ajungem și la pandemie, să știți. Da. Și în paralel cu proiectele rezidențiale a fost o adevărată provocare. Ne-am gândit foarte bine, începând cu alegerea terenului. Am vrut să fie totodată accesibil, dar în același timp să nu deranjăm, să nu venim în jumătatea orașului, să nu creăm disconfort în primul rând. Am înțeles. Ceea ce este foarte important pentru noi și zic eu că după realizarea lui, cel mai important lucru și acel proiect a fost autorizat ISU. Avem autorizație de stingere la incendii. Contează foarte mult, contează pentru noi să dăm încredere oamenilor care contractează evenimente și să fie liniștiți din toate punctele de vedere. Să vină și să se distreze. Atât. Spuneți-mi, cum a fost că în general cu antreprenorii cu care stau de vorbă am o întrebare cheie. Cum a fost în timpul pandemiei? A fost foarte dificil, bănuiesc că pentru toată lumea, dar dacă vorbim de noi, într-adevăr a fost foarte dificil. Dificil cu păstrarea locurilor de muncă, pentru că ca să păstrezi locurile de muncă trebuie să asiguri continuitate, să ai proiecte, iar oamenii să nu fie disponibilizați, să nu stea acasă perioade lungi de timp și așa mai departe și să-și încaseze salariile. A fost într-adevăr o adevărată provocare,
dar de fiecare dată ne preocupăm dinainte să asigurăm continuitatea acestor proiecte. Pe lângă proiectele în regie proprie, cum le denumesc eu, cele pe care vi le-am prezentat, avem și proiecte cu statul, adică și proiecte mari, cum v-am spus la început, parte de infrastructură și parte de civile, începând de la proiecte de anvergură, cum sunt cele două poduri de peste Dunăre, podurile dunărene, da, iar o provocare pentru noi și zic că le-am dus foarte bine, și ajungând până la lucrări cu statul, lucrări rezidențiale, nu știu, școli, grădinițe, săli de sport, pasarele pietonale și ce mai avem și ce am avut până acum. Da, ce planuri de viitor aveți? Planul de viitor, mergem pe linia noastră, pe partea rezidențială. Contează să menținem nivelul de calitate, contează să livrăm la timp ceea ce am promis și s-a întâmplat de fiecare dată. Oamenii au o încredere maximă, au venit și foarte important pentru mine, oamenii au contractat aceste unități în majoritatea lor în faza de proiect și faza de execuție, da? Pentru mine contează și contează foarte mult ca aceste unități să fie livrate la timp. Că vorbeam de pandemie și nu numai, mai avem probleme din punct de vedere al documentației. Depindem de anumite autorități. Asta e clar. Birocrația încă există. Nu întotdeauna anumite avize ies la timp, ceea ce decalează termene, ceea ce ne dă peste cap un întreg program și tot așa. Și mai sunt situații în care din aceste cauze se mai întârzie, dar asta nu înseamnă că clădirea respectivă nu este la nivelul la care noi ni l-am propus la termenul respectiv. Înțeles. Care segment de populație vă adresați? Zic eu, segmentul mediu, da? Mediu către plus, asta e clar. Oamenilor, în general, familiștilor, oameni cu copii care vin, au venit cu încredere la noi. Am văzut că ați făcut și locuri de joacă printre blocuri. Cum spuneam mai devreme, contează. Contează să-i asigurăm lui. Nu știu, vine după un program încărcat, după când ajunge acasă de la job, vrea să relaxeze, vrea să iasă copilul, să petreacă timpul copilul. Nu știu, nu poți să petreci timpul decât în casă. Așa e. Ai curtea ta, practic. Pentru că... La bloc. Da, curtea la bloc, pentru că ei au cotă indiviză din tot terenul din afara blocului. Asta contează foarte mult. Și cumva mă duc tot către pandemie, că știm cu toții, au fost niște restricții bune, rele, nu le comentez eu cum au fost la momentul ăla, dar știm cu toții că aveam interzis practic să ieșim din casă. Într-un complex rezidențial, casa lor este și terenul din jurul blocurilor. Adică discută cu autoritățile după gardul din pe care îl avem în față. Da? În interiorul curții ei sunt proprietari. Am înțeles și a contat și contează enorm. Și cred că contează foarte mult lucrul ăsta. Și oamenii s-au îndreptat către acest segment de clădiri. Corect. Spuneți-mi, discutam înainte de interviu despre cât de importantă este zona verde în tot ceea ce înseamnă rezidențial la ora actuală. Cred că nu numai în ceea ce înseamnă rezidențial, în general. Avem nevoie de zone verzi. Dar aici puteți face ceva. Clar, da. Da, ne stă nou la îndemână, într-adevăr, da. E, pentru asta... Putem să punem și pe bulevard dacă aveți spații, dar da, nu cred că aveți cum. Noi am venit în fața proiectului nostru, am venit cu o zonă verde, pentru că nu cred că deranjează, din contră, cred că ajută și nu numai ochiului să se vadă bine, cred că și pentru sănătate.
Știm că Ploieștiul, zona în general, este destul de poluată. Cum ați gândit distribuția spațiilor verzi? De fiecare dată le gândim, fiecare proiect după achiziția terenului este gândit într-o echipă. Noi suntem o echipă aici, împreună cu arhitecții noștri, împreună cu proprietarul companiei, Maristar. Ne așezăm la masă, ne spunem ideile generale, după care intrăm în amănunt și realizăm, începând de la execuția clădirilor până la spațiile verzi, cum le distribuim și cu ce alte facilități putem veni pentru a da nu numai un aspect, cum am spus, pentru a da și ideea de sănătate. Foarte importantă. Da. În continuare, ce faceți? În continuare facem. Lucrăm. Avem câteva proiecte interesante, zic eu. Proiecte foarte mari care urmează a fi puse în practică. Lucrăm în paralel și la partea de documentație cu autoritățile în vederea autorizării, cât și la partea de proiectare cu echipele de arhitecți. Adică vor fi niște proiecte foarte mari la care trebuie să fim foarte atenți și ajungem din nou la partea de peisagistică, care va fi la cel mai înalt nivel. Și nu numai partea de peisagistică. Va fi un mixt din ăsta. Și nu veți face rabat la spațiu verde. În niciun caz, după cum bine observați și dumneavoastră și aici unde ne aflăm, nu am făcut și nu numai că nu ne-am oprit la ideea de a planta, a livra unitățile și a ne opri acolo. În continuare avem grijă de aceste spații verzi, contează foarte mult. Deci întreținerea se face și după ce... Întreținerea se face atât de către asociațiile de proprietari acolo unde s-au înființat, cât și de către noi. Am înțeles. Cum este cu veșnica problemă a noastră? Parcarea. Parcarea, păi tot de la... Normal că fiecare proiect este în litera legii. Venim de fiecare dată cu un număr de parcări peste ceea ce impune legea. Fapt pentru care oamenii, cu toții vedem că la fiecare familie, nu știu, am ajuns la o mașină, la două, la chiar trei mașini. Acum nu știu dacă putem să asigurăm chiar trei locuri de parcare, dar către două locuri de parcare mergem. Adică și în proiectele deja realizate, cât și în cele care urmează, mergem pe ideea de parcaje subterane. Contează foarte mult, contează pentru client, contează pentru siguranța mașinii pentru a crea spațiile verzi, că ajungem din nou la spațiile verzi. Adică dacă, ca și în proiectul în care ne aflăm, puteam să realizăm parcaje supraterane, dar nu mai exista nimic verde. Da, aveam teren, aveam unde ajuns, dar pentru a realiza parcările supraterane, dar nu mai aveam unde pune spațiile verzi. Preferăm locurile de parcare subterane pentru a realiza peisagistică. Povestiți-mi câte ceva despre familie, vă rog frumos. Păi ce pot să vă spun? Am o soție, am doi copii. Să vă trăiască. Da. O fetiță de 23 de ani. Mulți băiatul înainte. 17. Da? Mulți înainte. Da, da, da. Fetița tocmai mi-a terminat facultatea. Urmează să meargă mai departe în ceea ce își dorește. Iar băiatul este la liceu. Mă susțin cu toții, ceea ce e foarte important pentru mine. Important. Da, da, da. Da, da, da. Bun. Eu vă mulțumesc frumos.
Cu mare drag. Că am reușit să ne întâlnim și și altă dată și să vedem ce faceți în continuare să și ne reîntâlnim și să vă prezint în detaliu ce nu puteți acum. Ce nu neapărat că nu se poate acum, dar nu este momentul, așa mi se pare normal, să avem toată documentația. Corect. Și la momentul ăla putem discuta concret pe ceea ce avem, dar nu pe presupuneri. Așa și pe da. Contează foarte mult. Corect. Da. Felicitări, mulțumesc și succes în continuare. Și eu vreau să vă mulțumesc și aș mai vrea să mulțumesc colegilor mei pentru că aveți o echipă puternică. Da, fără ei nu se pot realiza lucruri. Și vreau să mulțumesc familiei mele pentru că este cea care vă susține. Mă susține și cumva este cea care a fost sacrificată, să zic așa, pentru că ajung foarte târziu acasă, timpul cu ei este mai puțin și tot așa.